Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Despre spectaculosul și în același timp tristul caz Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, aș vrea să discutăm în această dimineață. Poate dintr-un unghi despre care nu s-a discutat foarte mult și care are legătură cu sportul într-un mod interesant. Până rezum cazul, rog pe Luca și rog pe ascultătorii care au prins anii 90 și sunt aici să se gândească un pic la cooperativa din fotbalul românesc și ajungem imediat la ea. Deci Florian Coldea și Dumitru Dumbravă sunt puși sub acuzare de către DNA pentru trafic de influență și alte potențiale infracțiuni financiare, pentru că, deși nu sunt avocați, nu fac parte din barou, susțin procurorii DNA, ei au promis unui om de afaceri că îi rezolvă problemele din justiție. Procurorul de caz se numește Mihaela Iorga Moraru și, o paranteză, nu știm care va fi ruta cazului în instanță. Nu știm, și slavă Domnului că nu știe nimeni în momentul ăsta care va fi, dacă vor fi trimiși în instanță, care va fi sentința, asta e treaba judecătorilor. Dar ce știm, în opinia mea, este că procurorul de caz, cel puțin, dacă nu și oamenii din Concea de Nea care o susțin, au făcut prin acest dosar un act de curaj, pentru că, așa cum sunt recomandați chiar de către unul dintre intermediare din dosar în stenograme, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă sunt extrem de puternici, au fost extrem de puternici prin funcțiile pe care le-au deținut și continuă să fie foarte puternici. Să pui sub acuzare doi dintre liderii Serviciului Român de Informații nu e un lucru deloc simplu, încă o dată, indiferent. Vom vedea, da? Curaj este. Vom vedea că e și competență în alcătuirea acestui dosar și în felul în care el va fi pledat în instanță. Cazul are un aspect foarte interesant în momentul în care unul dintre intermediari le face marketing și PR acestor foști lideri ai SRI ca să îl convingă pe cum se face să le dea bani printr-un alt intermediar, un avocat, îi prezintă drept oamenii care mută orice, practic, orice piesă de șac de pe tabla justiției din România. Uh-huh. Și aici ajungem la paralela cu fotbalul. Ce înseamnă, de fapt, care e serviciul pe care voi ați înțeles, nu știu, Vlad, ce ai înțeles tu că prestau oamenii ăștia din felul în care, din ce a ieșit din dosar până în acest moment? Nu am citit pe delete acuzațiile din dosar, dar din ce am auzit și din ce îmi descrii, practic trafic de influență. Oamenii au... Asta promiteau, nu? Promiteau că pot șantaja sau condiționa un magistrat. Da, ei promiteau practic salvarea din închisoare a omului care le-ar fi dat banii. Asta spun, că suntem în versiunea DNA. Slavă Domnului, într-o democrație există versiunea DNA, adică acuzării, versiunea procurorilor, versiunea acuzării, există versiunea apărării și între cele două versiuni puse în fața justiției, instanța cea care decide. Bun, dar potrivit versiunii DNA, ei practic vindeau salvarea din închisoare prin influențarea, așa cum spune Vlad, stimați ascultători, instanței, prin cumpărarea instanței. Foarte interesant în cazul ăsta, și nu s-a vorbit încă despre asta, este că cel care plătește nu știe dacă influențarea e reală sau pur și simplu aia a fost decizia judecătorului de sine stătător. Da. De asta aranjezi un verdict judecătoresc, e un lucru foarte complicat. Că nu știi în momentul când cineva vine și îți promite te voi scăpa sau o să fie mică pedeapsa și lucrurile nu sunt foarte clare, e posibil ca omul ăla să-ți ia banii și dacă iese, ți-a luat banii, dacă nu iese, pur și simplu să zicem că e posibil... Da. Asta se știe, exact. Este povestea pe care o spuneau unii instructori de carnet de șofer. Asta zic. Da. Dacă reușea ăla să ia carnetul, domnule, gata, păstrezi 100 de euro că a luat milițianul. Exact, da. Dacă nu, asta e, n-a vrut să ia. Ia banii înapoi. Exact, exact. Sau a fost fair, cum spune Dumbravă, către unul dintre chiar către omul de afaceri. Domnule, a fost fair judecătorul, s-a dat 4 ani spre minim, că n-avea cum să-ți dea. Dar o rezolvăm la apel. Fotbalul românesc a avut o structură paralelă de putere. Nu un stat paralel, sau poate chiar un stat paralel, dar o structură paralelă de putere cu siguranță, intitulată Cooperativa.
Ea era fondată de mai multe echipe în anii 90 și refuza ideea că în fotbal, în orice sport, în fotbal concret, clasamentul s-ar cătuiește în funcție de cine joacă mai bine. Nu, domnule, zice, noi împărțim punctele cum vrem noi. Cam asta era, Luca, nu? Ideea fondatoare a cooperativei. Scopul unității era să se salveze de la retrogradare, adică nu erau echipe care performau, erau echipe care... Da, faliți ca ăștia din pușcărie. Campionat. Da. Exact, sau din închisoare, exact. Că retrogradarea pentru echipă e echivalentă cu închisoarea într-o divizie secundă pentru un om. Există o poveste pe care o voi spune, absolut autentic, o voi spune foarte scurt, că participau și arbitrii la salvarea de la retrogradare. Aveau nevoie să ajute anumite echipe. Și un președinte important al cooperativei, al unui club care făcea parte din cooperativă, a povestit jurnaliștilor următorul episod. A dat bani arbitrului la începutul meciului, într-un plic. Echipa lui, acasă la ea, în mod paradoxal, deși arbitru a încercat un pic la un moment dat să o ajute, a pierdut meciul. Ce, domnule, a jucat atât de prost încât am pierdut meciul. M-am dus la arbitru supărat. Domnule, puteai să ne ajut mai mult. Și el a spus, bă, n-a fost ziua ta. Expresia asta era celebră în epocă. N-a fost ziua ta. Îmi pare rău. Și i-a dat plicul de bani înapoi. A luat banii președintele de club, plicul, și s-a uitat în el. El îi dăduse undeva la $7,000 arbitrul respectiv. În plic erau $10,000. Și s-a dus la adjunctul lui, la vicepreședintele, și spune, ce se întâmplă? Că mi-a dat $10,000 în plic. La care adjunctul i-a spus, băi, fraiere, sunt banii celelalte echipe. Ăla a luat de la amândoi. Și când a dat banii înapoi, din greșeală a dat plicul celălalt, practic. Cam așa se făceau lucrurile în fotbalul românesc în anii 90. Un arbitru luat de la amândouă echipele, în multe situații, și în funcție de cine câștiga, păstra banii. Indiferent el câștiga indiferent de rezultatul din teren. Povestea asta, într-un fel sau altul, am regăsit-o cumva în stenogramele cazului celor doi lideri ai Serviciului Român de Informații. Înainte de orice, după opinia mea, este absolut irațional și rușinos ceea ce s-a întâmplat. Cetățenii români nu plătesc șefii de servicii secrete și oamenii din serviciile secrete nu muncesc mii și mii de oameni pentru ca să ajungă informații la șefilor pe care aceștia să le folosească într-un fel sau altul. Nu știm, legal, ilegal, nu contează, dar l-au folosit astfel încât să ajute oameni care n-aveau dreptul să fie ajutați pentru că se terminase mandatul lor în fruntea Serviciului Român de Informații. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.